În această scenă avem patru caractere și, de exemplu, pe tipul de la bar vrem să-l schimbăm și să-l punem pe Vlad. Și atunci dăm click pe caracter, replace, și îl alegem pe Vlad, doar îl alegem pe Vlad cel de la birou. Și așa putem să schimbăm caracterele. De obicei, când folosesc un stil de animație, nu pun caractere din mai multe stiluri, dar se poate face și asta. Uite, de exemplu, pe tipa de la bar o schimbăm cu Maria. Dar, după cum poți să vezi, se vede o diferență între aceste stiluri. Dar ca și idee, trebuie să știi că se pot face aceste modificări. Uite, de exemplu, aici, dacă vrem să o schimbăm, schimbăm cu aceasta. Dacă vrem să îl adăugăm în scenă și pe Vlad, cel care vine de la plajă sau de unde vine, cred că nu ți-am arătat. Deci, pentru asta, nu știu, hai să vedem, suntem pe scenă, nu suntem aici, mergem pe caractere. Mergem aici la librăria noastră și îl adăugăm pe Vlad. Ținem clicul, facem click pe el și ținem apăsat și îl ducem unde vrem noi. Și acum mai avem pe amândoi în scenă.